La sfârșitul acestei săptămâni, Crucea Roșie Giurgiu organizează două evenimente importante devenite deja tradiție în rândul giurgiuvenilor și care se bucură în fiecare an de o largă participare. În primul rând vorbim despre concursul Sanitarii Pricepuți, o competiție de prim ajutor care reunește echipe de elevi din Giurgiu și care oferă câștigătorilor posibilitatea de a participa la etapele naționale ale competiției. Vineri 27 mai, ora 9, în Parcul Alei, se va desfășura concursul județean pentru sănătate și prim ajutor, Sanitarii Pricepuți. Participanți sunt liceele Tudor Vianu, Nicolae Cartozan, Colegiul Național Ion Maiorescu și Liceul Cotarele. O altă acțiune a Crucii Roșii Giurgiu, care adună mulți voluntari, este Târgul de Jucării, un eveniment dedicat tuturor celor care vor să vină în sprijinul copiilor defavorizați. Sâmbătă, ora 9, în piața centrală, se va desfășura Târgul Jucărilor Vechi. Participanți, elevii școlilor gimnaziale din municipiul Giurgiu. Este a noua ediție ce se desfășoară de către Crucea Roșie Giurgiu în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. De asemenea, vă așteptăm să veniți să vindeți jucării și să cumpărați jucării în beneficiul copiilor defavorizați din municipiul și județul Giurgiu. Ambele evenimente vor avea loc în aer liber, așa că giurgiuvenii sunt așteptați în număr cât mai mare, atât pentru a duce tradiția mai departe, cât și pentru a încuraja spiritul voluntariatului, mai ales atunci când e vorba de scopuri caritabile.